Dacă... Ia uite la aici. Senatoarea Diana Șoșoacă s-a filmat și ea cu urși de pe Transfăgărășan și a fost la un pas de o tragedie, după ce un animal sălbatic era să-l înhațe pe unul dintre colaboratorii săi. Senatoarea se aude pe filmare cu un țipă îngrozită la un anume Silviu. Aceasta a oprit mașina pe Transfăgărășan după ce a văzut o ursoaică cu doi pui. Ea a făcut un live și un pui s-a strecurat foarte aproape de mașină. Senatoarea a strigat apoi îngrozită la un anume Silviu, care probabil a coborât din mașină, iar ursoaica s-a apropiat periculos de el. Sunt periculoși chiar dacă sunt mici? Ia uite-l! Problema este că nu-i hrănește absolut nimeni. Ursoaica își apără puii. Nu vă dați jos din mașină. Sunt periculoși chiar dacă sunt mici. Problema este că ar trebui hrăniți. S-a găsit aici un urs mort de foame, iar un alt pui cu capul crăpat de un topor, a susținut aceasta. Senatoarea a spus că mulți oameni s-au umplut de bani din uciderea ursului respectiv, spunând că ne vindem țara. Senatoarea spune pe filmare că urșii erau hrăniți înainte de ocoalele silvice din țară, iar că acum sunt lăsați să flămânzească. Pe vremea lui Ceaușescu se împușcau urși, doamnă, a fost răspunsul localnicilor terorizați probabil de animalele sălbatice care le pătrund în curți. Și animalele au drepturi, vreau să știu de ce nu sunt ținute în siguranță ca pe vremea lui Ceaușescu, le spune Șoșoacă după ce aceștia se plâng de urși care vin în sate și intră în gospodării și le pun familiile în pericol. N-a hrănit nimeni. Eu nu am hrănit. Dumneavoastră ce căutați să nu aveți grijă de acești? Unde este ca pe vremea lui Ceaușescu când se dădea mâncare? Nu, lasă că erau alea. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!